De sărbătoare, alegerea hainelor pe care le vom purta de Crăciun sau de Revelion stă și ea sub semnul scumpirilor din această perioadă. Cu toate acestea, putem găsi variante inedite care să coste puțin. Este nevoie doar de creativitate, imaginație și de niște reduceri. În plus, psihologii spun că o ținută aleasă cu gust poate fi pusă în valoare de atitudine și de bună dispoziție. Trebuie să găsim piese care pot fi purtate în restul anului cu diverse ocazii și, bineînțeles, să vânăm reducerile. Pornind de la acest sfat, am luat la pas magazinele pentru a descoperi variante de ținute care să ne scoată din anonimat, dar pe care să nu cheltuim o avere. Asta pare o rochie simplă roșie, dar este în culoarea Crăciunului. Îi vom pune un colier sau niște cercei statement, dar putem cu siguranță să o folosim și la birou după sărbători, fără nicio problemă cu un sacou deasupra. Prețul unei astfel de rochii nu depășește 200 de lei, iar în caz în care nu vă permiteți mai mult, puteți să apelați la un alt truc. Cel mai înțelept mi se pare să ne cumpărăm un obiect vestimentar pe care o să-l combinăm cu ceva ce există deja în garderoba noastră. În ceea ce privește culorile, nu sunt probleme, pentru că de-a lungul anilor, dintotdeauna, Crăciunul este echivalent cu roșu, cu verde, de ce nu? Faimoasa Little Black Dress, care te va scoate în tot timpul anului din toate încurcăturile, căreia îi vom asorta o pereche de pantofi, emblemă, semnătură, pe care cu siguranță îi puteți purta la orice altă ocazie. În cazul bărbaților, situația este mai puțin complicată. Ei pot accesoriza un pantalon cu o cămașă și un sacou pe care le pot purta întreg anul, iar bugetul să nu depășească 400 de lei. Psihologii ne recomandă că atunci când mergem la cumpărături să avem un buget stabilit sau măcar o listă cu produse dorite. Însă nu doar acest aspect contează. Contează mult mai mult atitudinea și starea noastră emoțională, gândurile și tot ceea ce înseamnă această bucurie pe care o avem în inima noastră. Iar pentru cei care sunt singuri de sărbători și nu le stă gândul la petreceri sau ținute de gală, specialiștii spun că este vremea marilor schimbări. Acum avem ocazia să putem să lepădăm aceste haine ale tristeții, da? Și să ieșim alături de ceilalți. În noaptea de Revelion este mult mai importantă starea de spirit decât ținuta. Dacă noi ne simțim bine, atunci vestimentația pe care o purtăm este perfectă.